Salut băieți, ce mai faceți? Aici este Ciprian 557 cu un nou video. Astăzi voi face un review al căștii oficiale wireless de la Sony, specială pentru PlayStation 3. Și da, o să după cum puteți vedea, este destul de mică, nu deranjează la ureche. Nu știu cum, braț se poate roti în funcție de urechea dumneavoastră. Se pornește de la butonul power. De la butonul power mai puteți să faceți apeluri pe PSN sau să închideți apeluri sau să răspundeți la un apel. La fel și la telefon, o puteți conecta și la telefon. Cu butonul mic mute. Exact cum zice. Puteți să dați pe mute microfonul. Ok. Portul USB este aici. Nu o să-l deschid pentru că cred că doar în cazul căștii mele se închide foarte greu. Ok. Atunci când o încărcați și totuși trebuie să vorbiți cu cineva, puteți folosi suportul special. Stați. Se poate conecta cablul aici și devine un microfon de desktop. Știți? Că se aude destul de bine. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult este cablul care este kilometric. E foarte lung. Glumeam, eram sarcastic. E extrem de scurt. Cred că e cel mai scurt. De fapt, este cel mai scurt cablu pe care l-am văzut eu vreodată. O să încerc să-l folosesc pe cel de la controller. Trebuie să vă spun că se aude foarte bine. Chiar azi mă jucam Killzone 2 și în rețea și vorbeam cu alții, îi auzeam pe ceilalți și nu aveau microfoane foarte bune. Nu știu dacă se vede. Aici avem. Nu se vede deloc. Uite, așa se vede. Aici avem butonul volum plus și aici avem butonul volum minus. Aici este locul unde intră în ureche. Nu deranjează deloc. Casca este foarte mică. Este compatibilă cu PS3-ul, cu telefoanele. Cu telefonul pentru că este Bluetooth. Este foarte tare. Manualul de instrucțiuni este mic, este pentru buzunar, ca să zic așa. Ce ar mai fi de zis? Este foarte bună casca, sunt mulțumit de ea. Zic că merită cumpărată. Hai, am pornit-o. Este foarte bună, am zis merită cumpărată. Să sting. Trebuie ținut apăsat pe buton.
Gata, mă. Nu stă. Hai, mă, dată. S-a stins. Este una dintre cele mai bune căști pe care le-am avut. Și pentru PS3 și pentru... N-am încercat încă să o folosesc la calculator. Voi încerca. Și cam atât. Aici a fost Ciprian 557. Ne vedem data viitoare. Nu știu despre ce va fi următorul video. O să găsesc material, o să încerc să găsesc material să fac alt video. Mă rog, până data viitoare, mi-au rămas bun de la voi.